Federația Rusă și-a desemnat concurentul la show-ul muzical internațional Eurovision 2020, dar și cu ce piesă va încerca să facă furor pe scena de la Rotterdam, Olanda. Așadar, trupa din Sankt Petersburg, Little Big, este cea care are șansa în acest sens să se facă cunoscută în întreaga lume cu piesa numită Uno. Atât melodia, cât și stilul în care este prezentat cântecul au cucerit deja o mulțime de internauți care se arată convinși că reprezentanții Federației Ruse vor câștiga în acest an concursul. To be ready for some action now. Uno, uno, dos, dos, cuatro, cuatro. Uno, uno, dos, dos, cuatro, cuatro. Uno, uno, dos, dos, cuatro, cuatro. All of the things, what the things are saying. Uno, uno. Menționăm că Little Big, fondată în anul 2013, este formată din 4 membri care prezintă muzica rave și cântă în rusă și engleză. Artiștii vor cânta la Eurovision 2020 în prima semifinală. La cea de-a 65-a ediție a show-ului muzical, Moldova va fi reprezentată de Natalia Gordienko cu piesa Prison. Însă țara vecină, România, la fel ca și Federația Rusă, a ales întâi artista, iar apoi piesa, aceasta fiind Roxanne, cu melodia Alcohol You. The sun is rising, ink for me, it's hard to blink, I'm falling. I wrote some stupid words before I lost my mind and call you.